Bună ziua, stimați telespectatori ai televiziunii române. Avem astăzi două minute în care putem să ne apropiem de viața Sfântului Mucenic Haralambie, mort la 202. Sfântul Mucenic Haralambie a trăit în vremea împărăției lui Sever, sau Severus, între 193-211 și s-a făcut vestit cu puterea credinței sale și cu râvna în propovăduirea lui Hristos. Era episcop în Magnezia, din Asia, iar mai marele cetății era Lucian Dregătorul. Veți întreba de unde știm amănuntele. Din procesele verbale care descriau astfel de acte întâmplate împotriva creștinilor. Deci acesta, nesuferind cuvintele și zelul propovăduirii bătrânului episcop, a poruncit ostașilor să fie prins și dus la judecată. Sfântul a mărturisit cu strălucire și fără de frică că este al lui Hristos. Deci aceea Dregătorul a poruncit să fie dezbrăcat de hainele sale și după ce l-a jupuit trupul cu unghii de fier, i-au tăiat fâșii de piele de pe trup. Iar Sfântul Haralambie, rănit, rău rănit, a zis: mulțumesc vouă, fraților, că strunjind trupul meu cel vechi și bătrân, m-ați înnoit, îmbrăcându-mi sufletul cu haina cea nouă a suferințelor pentru Hristos. E interesant că oamenii din jur, văzând suferința lui și văzându-i bărbăția și cu neîncetatele lui rugăciuni pentru cetate și pentru oamenii ei, bărbați și femei s-au lepădat și ei de idol și au crezut în Hristos. Dregătorul, cercetându-i, chinuindu-i fără milă, a poruncit să li se taie capetele. Se zice că însăși fata împăratului Galina, auzind de tăria de suflet cu care Sfântul Haralambie a răbdat cele mai grele chinuri, a crezut în Hristos și s-a botezat. Dar peste toate rămâne imaginea aceasta a bătrânului Haralambie, care, epuizat de astfel de lovituri și de chinuri la care a fost supus, piere, dar de fapt se naște în Hristos. Îmi plac cuvintele acestea teribil de mult, în care el mulțumește oamenilor celor care îl chinuie pentru că îl îmbracă în haina suferinței și mărturisirii lui Hristos. E o lecție. Mâine este o nouă zi.